O să trec la a treia prezentare de fond la acest congres legată de Programul Național de Dezvoltare Rurală. Care cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți informațiile de bază, Programul Național de Dezvoltare Rurală este programul Uniunii Europene prin care este sprijinit acest domeniu, așa cum îi spune numele, al dezvoltării rurale. Am avut o întâlnire cu domnul ministru Constantin în decembrie, am făcut un forum național cu largă mediatizare. Domnul ministru Constantin ne-a promis că se întâlnește din nou cu noi în ianuarie și nu s-a mai întâlnit cu noi. Și ne-am trezit astăzi cu un program național de dezvoltare rurală în care pădurile nu există. Noi nu am știut să le spunem și să le cerem, dar le-am spus că pădurile reprezintă 30% aproximativ din suprafața țării. În spatele pădurilor este o industrie cu cifre de afaceri de 6 miliarde de euro, care e bazată pe această industrie. Dezvoltarea rurală și dezvoltarea comunităților despre care vorbește Programul Național de Dezvoltare Rurală, păi toți munții noștri, da, și toate comunitățile izolate și toată zona rurală a României trăiește pe baza resursei pădurilor. Cum este posibil ca pădurile să nu există în Programul Național de Dezvoltare Rurală? Și dacă am văzut că nu suntem băgați în seamă, am început să citim și noi acel regulament european care prevede, este regulamentul cadru privind alocarea financiară în Programul Național de Dezvoltare Rurală. Și ce am descoperit? Păi am descoperit că din 10 priorități ale acestui program european, păi 5 se referă la păduri. Și o să vă citesc. Promovarea gestionării durabile a pădurilor. Punctul 6 din acest program de dezvoltare rurală. Refacerea, conservarea, consolidarea ecosistemelor care sunt legate de silvicultură. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectorul silvic. Promovarea sequestrării și conservării carbonului în agricultură și silvicultură. Deci din 10 puncte. Din 10 puncte care sunt cuprinse în acest regulament european, care este ghidul Programului Național de Dezvoltare Rurală, 5 se referă la păduri. Domnul ministru Constantin ne-a spus că el este ministru agriculturii. N-are rost, i-am făcut o caricatură pentru această afirmație, da? Este ministru agriculturii și dezvoltării rurale. Aceste 18 miliarde de euro din fonduri europene nu sunt pentru Ministerul Agriculturii, sunt pentru dezvoltare rurală. Aici nu este o discuție despre agricultură și păduri, este vorba despre sprijinul pe care trebuie să-l avem pentru domeniul pădurilor. Și aici o să intru puțin în detalii și o explicație pe latura economică. Cu toții suntem proprietari de păduri și știm ce venituri avem din păduri. Statul, care e cel mai mare proprietar, pe 3 milioane de hectare, are un venit mediu de 4, 6, 8 euro pe hectare. Atenție! 6, 8 euro pe hectare. Noi care suntem proprietari mai bine chipzuiți, mai gospodari, cu structuri private, nu știu dacă este cineva dintre dumneavoastră care are peste 20, 30, 40 de euro ca medie venit pe an și pe hectar. Vorbim de composesorate de primării care administrează sute de hectare, mii de hectare și care nu realizează mai mult de 20, 30, 40 de euro pe hectar. Am mai spus acest exemplu. Fiecare dintre noi avem 200-300 de metri cub de masă lemnoasă pe acest hectar de pădure. Deci înseamnă că avem un capital de 5-6-7 mii de euro, nu? Mulțit cu 1 milion metri cub. Deci dacă avem un capital de 5-6-7 mii de euro pe hectar și avem un venit de 5-6-7-10-20 de euro
Venitul nu este nici măcar de 1%, este de 0,5% din capitalul pe care îl avem. Trebuie să păzim pădurea și de hoți, și de pădurași, am mai spus odată și pot să susțin afirmația asta împotriva oricui, și trebuie să o păzim și de stat, pentru că statul, numai anul acesta, a venit cu taxă de mediu, taxă pe resurse naturale, impozit pe veniturile din silvicultură, proceduri de acord de mediu, de avize de la toate structurile, de la administrațiile parcurilor, siturilor, Natura 2000, suntem într-o birocrație în care nici nu mai putem să respirăm. Și asta am spus. Atunci ce face proprietarul de pădure? Suntem oameni de bună credință cu toții. Proprietarul de pădure își vinde proprietatea. Din cauze economice, nu pentru că s-a rupt legătura dintre noi și pământul nostru. Pentru că pur și simplu nu mai rezistăm în birocrație și în supra-reglementare și în supra-fiscalitate. Pădurile se vând cu 500, 600, 1000 de euro pe hectar. Tot Argeșul se vinde cu prețuri sub 1000 de euro pe hectar. Realitatea economică a ceea ce se întâmplă. Pădurile sunt înstrăinate pe nimic. Făceam socoteala că, iată, ați venit de la Arad și vedeam cu Bogdan ca să închiriați un autocar, păi trebuie să vindeți un hectar de pădure. Exact. Venim mai de departe și trebuie să dormiți două nopți în București, trebuie să vindeți o jumătate de hectar de pădure pentru asta, dacă stați la un hotel. E bătaie de joc. Realitatea aceasta este și realitatea este că nu am avut forță să spunem guvernanților noștri, dacă ei vorbesc despre păduri, pădurea înseamnă mai mult decât lemn. Este în sală domnul Magor Cibi, președintele, directorul executiv al organizației World Wide Fund. Este unul dintre cei care ne-a susținut și care a înțeles că nu poți să ceri proprietarilor de păduri și să impui restricții asupra proprietății fără să compensezi proprietarul de pădure pentru funcție de protecție ale pădurii. Aceasta este problema noastră fundamentală în relația cu statul și dacă tot regulamentul ăsta european nu vorbește despre lemn, vorbește despre biodiversitate, vorbește despre sequestrarea carbonului și schimbări climatice și vorbește despre pădure și funcții ecosistemice. Păi aceasta este realitatea. Pădurea este foarte importantă, nu numai pentru lemn, și noi nu trebuie să fim obligați să tăiem pădurea ca să plătim taxe la stat. Revenind la Programul Național de Dezvoltare Rurală, am mai deschis și noi ochii și am citit regulamentul ăsta european. Regulamentul spune 90% din finanțarea prin fonduri europene pentru păduri este în Programul Național de Dezvoltare Rurală. Deci nu avem ce căuta nici la mediu, nici în alte părți. Finanțarea domeniului pădurii este un Programul Național de Dezvoltare Rurală. Și ce prevede acest regulament, ce măsuri prevede pentru păduri? Păi prevede investiții în infrastructura necesară pentru modernizarea și adaptarea silviculturii.
consolidarea terenurilor, investiții neproductive, agromediu și climă, biodiversitate, conservare specii și habitate, împădurire și crearea de suprafețe împădurite, înființarea de sisteme agroforestiere, prevenirea și repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii, de dezastre naturale, investiții în ameliorarea rezistenței și valorii ecologice a ecosistemelor forestiere, investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea produselor forestiere, facilitarea înființării grupurilor și organizațiilor de producători, da, să vindem împreună lemnul, să nu mai vindem fiecare câte un metru cub. Plăți Natura 2000 și plăți legate directiva cadrul privind apa. Servicii de silvomediu, servicii climatice și de conservare a pădurilor. Cooperare între actorii din domeniul forestier. Deci acestea toate, ce v-am citit, nu sunt compoziția mea, sunt preluări textuale din regulamentul Uniunii Europene privind Programul Național de Dezvoltare Rurală și o submăsură privind crearea de cartele forestiere și împărturii ale terenurilor agricole. Aceste două submăsuri însumează 200 de milioane de euro pe 7 ani de zile. De ce am zis că avem zero? Pentru că este sub 1% din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Este un 0,85%, deci este sub 1%. Care este ponderea reală a domeniului forestier? Păi ponderea reală este după suprafață de 30%, după importanța economică. Avem 6 miliarde de euro, împreună, bineînțeles, cu toate produsele din lemn. Avem o balanță comercială pozitivă. Sectorul forestier astăzi aduce 3 miliarde de euro venituri nete în balanța externă a României, adică importuri, exporturi minus importuri. În sectorul ăsta lucrează 100 și ceva de mii de oameni și cel mai important, această resursă de noastră este resursa care poate susține dezvoltarea rurală, comunitățile și menținerea satului românesc din activitățile lui tradiționale. Aici suntem astăzi cu Programul Național de Dezvoltare Rurală. Săptămâna trecută, domnul ministru Constantin a dat un prim semnal că începe să fie deschis la dialog, dar acest dialog nu se va finaliza pozitiv decât dacă va simți că suntem uniți, că reprezentăm o forță și dacă zicem că suntem 800 de mii de oameni, trebuie să arătăm că, într-adevăr, suntem 800 de mii. Astăzi, pentru că, din păcate, nu avem decât din partea pădurilor un reprezentant, domnul ministru Constantin a spus că nu poate să riște să vină la congresul nostru, i s-a părut periculoasă discuția, cu toate că am spus că suntem pașnici. Trebuie să transmitem un semnal puternic. Pădurile sunt foarte importante în economia rurală, sunt foarte importante din punct de vedere al mediului, din punct de vedere social, din punct de vedere economic. Trebuie să aibă o pondere și o reprezentare corespunzătoare în Programul Național de Dezvoltare Rurală. Nu știm dacă vom obține o alocare corespunzătoare importanței domeniului pe care îl reprezentăm. Dar cel puțin, să nu mai rămână această glumă proastă a unei alocări de 0,7% din PNDR pentru domeniul forestier. Trebuie să ajungem la o pondere, nu o să ajungem la 1 la 3 sau la 4 sau la 5 sau la 6, dar cel puțin trebuie să obținem compensații
o măsură de silvometri, un sprijin pe suprafață pentru păduri, așa cum este și un sprijin pe suprafață pentru agricultură. Suntem în negocieri și se pare că începe să fie agreată măsura unui sprijin pe suprafață pe hectarul de pădure. S-a avansat o cifră undeva la 30 de euro pe hectarul de pădure, dar este chiar și așa foarte puțin față de ceea ce trebuie pentru domeniul pădurilor. Da. Deci, astăzi am vorbit cu Bogdan, trebuie să adoptăm o rezoluție foarte clară și puternică prin care să solicităm o reprezentare echitabilă pentru domeniul forestier în Programul Național de Dezvoltare Rurală. Și pentru cei care nu ne-au auzit astăzi aici, pentru că, iată, nu știu dacă... 15-20%. Sigur, echitabil ar fi 15-20% și așa ar fi normal. Discuțiile, însă, știți cu toții că sunt foarte, foarte grele. Trebuie să menținem presiunea, pentru că ceea ce pot să vă spun, cu siguranță, dacă până acum ni s-a spus că nu se poate, săptămâna trecută, prima dată, ni s-a spus că se poate, doar în momentul în care am arătat puțină forță, în momentul în care am făcut o campanie de presă și în momentul în care a venit alături de noi Coaliția Organizațiilor de Mediu, VVF, care este o organizație de mediu care știe să facă campanii publice, care știe să comunice mult mai bine decât știm noi.